Târgurile de weekend s-au transformat într-un adevărat răsfăț culinar pentru bucureșteni. În parcurile din capitală curg sute de litri de bere, iar pastrama de berbecuț, sarmalele din Maramureș sau prăjiturile de casă îi îmbie petrecători la tot pasul. Dă-i românului ce-ți cere. Am mâncat mici, am băut bere. Îmi place să viața, îmi place să mă distrez. Iar distracția s-a încins odată cu grătarele. Sunt din propria rețetă, avem propria măcelărie, pastramă de berbecuț, avem legume la grătar, avem pui, ceafă, scăricică. Am auzit că aici o să fie un târg și ne-am gândit că să venim și noi. Am ieșit în parc cu copiii, mâncăm un mic, bem o bere, ne relaxăm. Meniu pentru copil care este nu-i? Un piept de pui pe grătar. Niște legume. Pe lângă mici, avem și o bere foarte, foarte rece. Avem și bere nepasteurizată. E bună berea? Hai să mai, mai gust odată, să vedem. Că nu m-am hotărât dacă e bună sau nu. Din parcul Plumbuita mergem la târgul de la agronomie. Aici peștele pe grătar face furor printre trecători. Mâncarea am rămas fără pe weekend, așa că e o opțiune bună să venim aici să ne luăm pește și chestii mai sănătoase. Ce poate să fie mai ușor și mai bun decât peștele și fructele de mare? Fructe de mare de bara neagră, midii și rapane, trase în ulei cu puțin usturoi, cu puțin vin și cu pătrunjel. Simplu, extraordinar. Nu lipsește nici borșul de pește și sunt peste 4 sortimente. Sunt produse care vin din toate zonele țării, fără chimicale, fără aditiv. Sarmale cu păsat, cu fasole la ceaun, pomana porcului. Nu lipsesc nici plăcintele, cozonacii sau prăjiturile ca la mama acasă. De 20 de ani, doamna Gheorghiță își îndulcește clienții. Plăcinta cu dovleac, care este de actualitate, plăcinta cu măr, iarăși și ea, plăcinta cu brânză, cozonac cu rahat. Cine a ratat târgurile de mâncare poate să recupereze weekendul următor. Și ca să vă răcoriți, Doamne ajută!